rezolvarea conflictelor din cuplu este aceea de a vă opri amândoi din focusarea pe cine are dreptate și să începeți să vă focusați pe validarea sentimentelor personale ale fiecăruia. Cercetările arată că oamenii nu sunt dispuși să-și înțeleagă unul altuia emoțiile când se ajunge la argumentări în contradictoriu. Realitatea pe care acești oameni refuză să o vadă este faptul că nu e nevoie să fii de acord cu ce idee propune celălalt. Pentru asta discutați această idee. Totuși, este foarte important să realizeze fiecare participant la discuție că trăirile emoționale ale fiecăruia dintre ei contează. Aceste sentimente și emoții sunt reale și chiar dacă nu ai dorit să-l superi pe celălalt, acesta tot este supărat. În loc să sari cu motivele pentru care nu ar trebui să fie supărat, cele care arată de fapt că tu ai dreptate și celălalt greșește, invalidându-i astfel trăirile, mai bine caută să spui ceva de genul: văd că acest subiect chiar te-a afectat și îmi pasă despre cum te simți, chiar dacă nu suntem de acord legat de ideea despre care vorbeam. Dacă vrei să îți salvezi relația, ai nevoie să schimbi scopul discuției de la cel al demonstrării că ai dreptate la cel al reconectării cu celălalt. Și asta e bine să o faceți amândoi. Scrie-mi în comentarii ce te împiedică să faci asta. Sunt Elena Paula Știbei și te susțin să-ți creezi corpul și viața pe care le dorești.